Deputatul PSD Mehedinți Cornel Folescu este un om implicat în comunitate și a susținut mereu nevoile cetățenilor. Tocmai de aceea a dorit să transmită pe pagina sa de socializare câteva măsuri pe care Partidul Social Democrat le va susține. ONG-urile sunt susținute de Partidul Social Democrat pentru a veni în sprijinul îmbunătățirii sistemului sanitar din țara noastră. Practic, acestea vor fi scutite de plata TVA-ului. În urma discuțiilor directe cu reprezentanții ONG-urilor, Partidul Social-Democrat a decis susținerea organizațiilor care doresc să se implice în îmbunătățirea sistemului sanitar din România, prin participare la construirea, modernizarea și sau dotarea cu echipamente moderne a spitalelor. Practic, achizițiile făcute de ONG-uri pentru materiale de construcții, aparatură și consumabile medicale vor fi scutite de plata TVA-ului. Această măsură nu este una economică cu impact bugetar, ci una prin care urmărim implicarea societății civile în problemele de zi cu zi. După doi ani de pandemie în care prețurile au crescut artificial de la o zi la alta, acum românii trec printr-o altă perioadă de criză și anume războiul de la granițele cu țara noastră, care are numeroase consecințe asupra cetățenilor. Însă Partidul Social Democrat ia măsuri în acest sens. Am fost martori în ultimele luni la o creștere artificială a prețurilor ca urmare a unei cereri ridicate din partea românilor pentru alimente și alte produse de strictă necesitate. Această practică trebuie să înceteze. Partidul Social Democrat a inițiat un proiect de lege care ne va permite să sancționăm aspru operatorii economici care încearcă să se îmbogățească pe seama a milioane de români cu venituri mici. Totodată creștem cuantumul amenzii pentru încălcarea gravă a drepturilor consumatorilor până la 4% din cifra de afaceri, a transmis deputatul PSD Mehedinți Cornel Folescu. Totodată deputatul PSD nu susține propunerea trecerii asistenței medicale de urgență sub coordonarea departamentului pentru situații de urgență. Nu numai că acesta nu a fost supus dezbaterii în cadrul coaliției, dar conține grave erori tehnice și în contradicție cu legislația actuală. În niciun stat al. Uniunii Europene, asistența medicală de urgență nu este coordonată de către Ministerul de Interne, ci de, așa cum este normal, Ministerul Sănătății, a transmis deputatul. Cornel Folescu susține faptul că în cadrul Curții Constituționale ar trebui să fie oameni care nu au făcut politică în ultimii 10 ani de zile, deoarece justiția trebuie să rămână dreaptă și imparțială. În ceea ce privește nominalizările pentru funcția de judecător al Curții Constituționale, sunt surprins să constat că partide care până nu de mult blamau politizarea excesivă a instanței propun acum oameni politici pentru ocuparea acestei funcții. Partidul Social Democrat își respectă angajamentul de a susține specialiști fără istoric politic, motiv pentru care propunerile noastre pentru funcțiile de magistrați sunt strict oameni care nu au făcut politică în ultimii 10 ani de zile. Justiția trebuie să rămână dreaptă și imparțială. A mai transmis deputatul PSD Mehedinți, Cornel Folescu pe pagina sa de socializare.